Alegerile parlamentare din 11 decembrie au evidențiat victoria detașată a PSD, partid care a înregistrat cel mai mare scor electoral în județul Giurgiu. Astfel, la Camera Deputaților, PSD a obținut 68,8%, PNL 11,5%, iar ALDE 9,2%, în timp ce alte partide nu au trecut în județul Giurgiu de 5%. La Senat, PSD a avut 68,7%, PNL puțin peste 11%, iar ALDE 9,5%. La nivel național, la Senat, PSD-ul are 46,32%, PNL-ul 20,69%, iar USR-ul 9%. De asemenea, UDMR-ul deține 6,34% din voturi, ALDE 6,13%, iar PMP-ul 5,73%. La Camera Deputaților, PSD-ul deține 45,9% din voturi, PNL-ul 19,96%, iar Uniunea Salvații România 9,26%, UDMR-ul 6,47%, ALDE 5,81%, iar PMP 5,54%. Potrivit acestor rezultate, PSD-ul va avea în Parlament 169 de deputați și 69 de senatori. Partidul Național Liberal 73 de mandate la Camera Deputaților și 31 la Senat. USR are per total 25 de mandate la Camera Deputaților. UDMR-ul are la Camera Deputaților 25 de mandate, iar la Senat 10. ALDE va avea în Parlament 8 senatori și 19 deputați. Giurgiuvenii au ieșit și ei la vot duminică dimineață pentru a-și alege viitorii parlamentari. Printre cei mai conștiincioși din acest punct de vedere au fost și oamenii politici și liderii din administrația locală care și-au exprimat opțiunile electorale. Astăzi am votat pentru județul și municipiul Giurgiu într-o Românie prosperă. Mi-am dorit și îmi doresc ca viitorul guvern să fie unul social-democrat, care să continue lucrurile bune care s-au făcut în guvernarea Ponta. Sper că cetățenii țării, al orașului și al țării au înțeles că în momente dificile nu trebuie să gândim sau să fim foarte emotivi la situații de criză. Căutam cuvântul mai special. Emotiv la situații de criză și să lăsăm lucrurile atunci când merg bine să meargă bine în continuare. Sper ca viitorul guvern să facă uitat cât mai repede acest guvern tehnocrat, acest guvern fără responsabilitate politică și care a demonstrat că își are limitele lui în condițiile în care nu are sprijin politic. Sperăm ca 4 ani de aici încolo să avem acea prosperitate a cetățenilor, dar și a României în general, ca să mergem mai departe într-o Europa unită, într-o Europa prosperă. Vom avea 6 parlamentari, noi 6 parlamentari de Giurgiu, ca primar, ce le transmiteți încă de pe acum? Să nu uite, ca toți ceilalți parlamentari, că cetățenii municipiului, cetățenii județului i-au trimis acolo să le reprezinte interesul. Atât. Și dacă vor face acest lucru, să știți că lucrurile vor merge bine. În general, parlamentarii, după ce au ajuns la București, au uitat că cetățenii acestor orași și acestor județi le-au încredințat votul ca să-i reprezinte, să le reprezinte interesele, să-i reprezinte în tot ceea ce au nevoie. Eu sper că am învățat și noi, oamenii politici, din greșelile trecutului și lucrurile acestea nu se vor mai întâmpla. Am venit cu gânduri bune, am votat pentru o Românie condusă de români, pentru o Românie care să aibă creștere economică, pentru salarii mai mari, pentru pensii decente. La Giurgiu am votat o echipă de Giurgiuveni pentru Giurgiu, pentru continuitate la Senatul României, iar la Camera Deputaților pentru o echipă nouă, o echipă tânără care eu știu ce pot și știu ce gânduri au pentru dezvoltarea județului Giurgiu. În concluzie, am votat PSD. Am votat pentru dezvoltarea orașului, pentru creșterea standardului de viață al giurgiuvenilor. Am votat pentru oameni. Bineînțeles, am votat și pentru mulțumirea tuturor cetățenilor din Giurgiu, inclusiv a presei giurgiuvene, prin dezvoltarea și crearea de oportunități în orașul nostru. Ce așteptări aveți de la viitorii parlamentari? Aștept să fac lucruri mult mai bune decât ce am făcut noi și noi să putem să formăm o echipă pentru dezvoltarea orașului. Doamna Nicolae, dumneavoastră cu ce gânduri ați votat? Gânduri de bine.
Eu sunt bucuroasă că Dumnezeu ne-a arătat un timp așa de bun și bănuiesc că și cei care vor fi votați astăzi vor fi la fel de senini, la fel de buni, la fel de calzi și vor face lucruri frumoase pentru noi, românii, și să ne bucurăm câte zile o mai avea, să ne bucurăm și să fim fericiți și să nu uităm că lucrurile mari pornesc la cele mici. Deci, dacă noi suntem mai buni, cu siguranță și cei mari care ne conduc vor fi și ei mai buni. Asta cred. 4 ani ați fost soție de parlamentar. Ce recomandări le faceți viitoarelor soții de parlamentari? Să nu se schimbe, să rămână neschimbate, să se comporte așa cum sunt în sufletul lor, bune, calde și iubitoare. Am votat pentru viitorul giurgiuvenilor, am votat pentru viitorul tinerilor din această localitate și județ. Sper ca prezența la vot să fie una, așa cum mi-am dorit tot timpul, foarte mare. Îndemn în mod special tinerii să vină la vot, să voteze pentru viitorul lor, să schimbăm Giurgiu, să schimbăm fața Giurgiului și să susținem foarte mult dezvoltarea acestui oraș și județ. În seara zilei de 10 decembrie 2012, TV Giurgiu emitea pentru prima oară. Timp de 4 ani, reporterii TV Giurgiu au fost în mijlocul evenimentelor, au transmis cele mai importante știri și au reușit să răspundă celor mai exigente cerințe. La împlinirea celor 4 ani de emisie, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din echipă și în mod special celor care au crezut și au mers în continuare la TV Giurgiu. Vă mulțumesc vouă, giurgiuvenilor, care ne urmăriți, care ne dați putere și încredere să mergem mai departe. Vă promitem că încercăm să facem cele mai frumoase emisiuni și vă doresc să aveți un an minunat și frumos. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea răbdare și înțelepciune. Vă pup cu drag! La mulți ani! Doresc să felicit TV Giurgiu, să felicit colaboratorii televiziunii locale TV Giurgiu la acest aniversar, 4 ani de la prima emisie în municipiu și județul Giurgiu. Transmit tuturor cetățenilor giurgiuveni un călduros la mulți ani, să fie sănătoși, fericiți și să li se deplinească și împlinească toate dorințele. La mulți ani TV Giurgiu, la mulți ani giurgiuveni! În această seară, după jurnalul de știri, vă invităm să urmăriți o ediție specială care include mesaje pentru TV Giurgiu din partea unor cunoscuți giurgiuveni. Potrivit meteorologilor, iarna își va intra în drepturi. În intervalul 12-13 decembrie, temporar vor fi precipitații îndeosebi în centrul, sudul și estul țării, la început mixte, apoi mai ales sub formă de nisoare, iar la munte va ninge. Local se va depune strat de zăpadă mai consistent în zona montană. Vor fi intervale de timp în care vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor. La munte, mai ales la altitudini mari, rafalele vor depăși 80-90 de km pe oră și va fi viscol. În Moldova, Dobrogea și Muntenia, local vântul va depăși la rafală 50-60 de km pe oră, viscolind trecător nisoarea. Și în zilele următoare, vremea se va răci accentuat, vor predomina temperaturile negative, iar în noaptea de marți spre miercuri va fi ger, respectiv temperaturi minime sub minus 10 grade, în nord-estul, centrul țării, local în sud și pe arii mai restrânse în rest. Frank Sinatra, pe numele său real Francis Albert Sinatra, s-a născut la data de 12 decembrie 1915 în New Jersey, Statele Unite ale Americii. El a fost singurul copil al unui boxer și pompier sicilian, Anthony Martin Sinatra, și a unei moașe genoveze, Natalie. Părinții săi au emigrat în Statele Unite ale Americii în anul 1895, respectiv 1897. You make me feel there are songs to be sung, lots of bells to be rung. Wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. You make me young. You
you make me feel that spring has sprung. Sinatra și-a început cariera muzicală în era swing, împreună cu Harry James și Tommy Dorsey, după care la mijlocul anilor 40 a început o carieră solo. Cariera lui a stagnat până la începutul anilor 50, însă a luat o notă ascendentă în 1954, după ce a câștigat un premiu Oscar pentru cel mai bun rol secundar în filmul From Here to Eternity. Fill my heart with song, let me swing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Pe 11 martie 1939, Sinatra face primele înregistrări a unui cântec numit Our Love cu formația lui Frank Mane. În aceeași perioadă este angajat de Harry James în orchestra lui și îi propune o schimbare de nume, un Frankie Satin, dar Sinatra refuză acest nume. În 1941, cântărețul devine unul dintre cei mai apreciați în sondajele revistelor Billboard și Downbeat. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night. It repeats, it repeats, it repeats, it repeats. Don't you know, you fool, you're not gonna win. Use your mentality. În 1941, Sinatra a înregistrat 29 de piese și a fost numit Male Vocalist of the Year de către revista Billboard. În perioada 1940-1943, el înregistrează numai puțin de 23 de cântece de top 10 și devine cunoscut ca The Voice. În 1944, Sinatra se gândește mai serios la cariera lui cinematografică, după ce apare în 3 filme ca vocalistul orchestrei lui Dorsey. I plan each charted course. Each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I guess you knew. Pe 12 iunie 1971, la un concert caritabil în Hollywood, la vârsta de 55 de ani, Sinatra și-a anunțat retragerea după 36 de ani de show business. În 1973, după numeroase cereri de a înregistra măcar un ultim album, Sinatra a revenit cu un album și un show televizat, ambele purtând numele All Blue Eyes Is Back. It's a hell of a time. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. De asemenea, cântărețul a avut apariții memorabile în filme precum The Man with the Golden Arm, 1955, Suddenly, 1954 și The Manchurian Candidate, probabil cel mai bun rol din întreaga sa carieră. Ultimul său rol a fost în The First Deadly Sin, din anul 1980. Artistul a decedat la data de 14 mai 1998. Frank Sinatra a lăsat în urmă o moștenire imensă și neprețuită, de care, datorită tehnologiei moderne, vor putea beneficia multe generații de acum înainte. Săptămână magică pentru Astra. După calificare istorică în primăvara europeană, Giurgiu Veni a bifat și o victorie senzațională în fața Stelei. Constantin Budescu a marcat unicul gol al meciului la ultima fază, iar Astra speră în continuare la play-off. După prima repriză în care s-au remarcat doar Teixeira și Lovin, actul secund a fost mult mai generos în fază de poartă. Gazdele au solicitat penalti minutul 52 după intervenția lui Tamaș la nou intratul Daniel Niculae. 4 minute mai târziu, Golubovici reia iurea din careul mic. Astra devine în atac, Niță
respingând excelenta lovitură de cap a lui Săpunaru. Niculae ratează o nouă ocazie pentru Astra în minutul 72, pentru că în minutul 89 Florea, care a scăpat singur cu Niță, să aștepte prea mult și să permită portarului să intervină. Florea se revanșează în prelungire atunci când îi pasează lui Budescu, iar decarul giurgiuvenilor îl întoarce pe Enache și îl învinge pe Niță, consfințind victoria Astrei. Uite așa scrie aici, uite. Cel mai bun. Cel mai bun, Șumudică, uite ce scrie. Dar nu eu sunt cel mai bun. Băieții pe care conduc sunt cei mai buni. Credeți-mă. Iar ei pe mine m-au făcut să ajung cel mai bun. Eu, fără ei, eram... Eu tot ce le datorez acestor colegi, staffului meu și jucătorilor. De cealaltă parte, antrenorul Stelei și-a criticat jucătorii. M-am fost nervos pentru că nu se poate să greșești în momentul ăla. Nu se poate să lași un jucător, mai ales că știi că Budescu este dreptat, știi că se poate întoarce pe cu dreptul în centru și dai toată poarta. Nu se poate, îl duci în margine și nu-i dai centru. Era ultima fază a jocului. Trebuie să încercăm să ne gândim mai bine, mai ales că avem fază pe contraatac, iar Enache stă și să uită ce face Popa și omul este în spate, primește mingea și scapă singur pe contraatac. Este prea ușor, trebuie să fim mult mai responsabili, jucătorii trebuie să lupte mult mai mult, să conștientizeze că ca să putem câștiga un campionat trebuie să facem sacrificii. Victoria de duminică o duce pe Astra pe locul 7, cu 26 de puncte, 4 mai puține decât CFR Cluj, aflată pe ultimul loc ce duce în play-off. În ultima etapă din acest an, giurgiuvenii vor întâlni în deplasare liderul Gazmetan Mediaș pe 19 decembrie, de la ora 18. Marius Șumudică s-a decis, rămâne la Astra până în vară. Antrenorul campioanei trebuia să ajungă la Gaziantepspor, însă atentatele din Turcia l-au întors din drum. Ție nu ți-ar fi frică? N-ai văzut cum te duci să bei o cafea și te trezești că-i mâna vis-a-vis, cu ceasul ți-a sărit din vis-a-vis? Cam luat cea mai bună decizie, Edi. Am luat cea mai bună decizie aseară. Am luat cea mai bună decizie și cred că este cea mai mare bucurie. Și cea mai mare bucurie este că am văzut o echipă ca o grămadă la rugby. Mai urma să vină Demiu și să bage mingea. Atât. Deci ceea ce am văzut în momentul în care am marcat este ceva extraordinar. Acesta a povestit la conferința de presă de după victoria cu Steaua ce s-a întâmplat la hotel în momentul în care se pregătea să semneze cu turcii. Erau două plasme deschise cu ceea ce se întâmpla pe CNN în Turcia. Când am văzut că mureau ăia pe capete, că nu știu câți răniți, tot creșteau, am zis, colegul, l-am bătut pe umăr pe turc și am zis, dacă îmi dai 1 milion de euro, pe lună nu mai merg. Amândouă părțile au rămas perplexe. Aici erau rezilierile, aici erau contractele de semnat. Le-am zis, nu mai merg. Mesaj de la familie, unde te duci, tati, fiecare din staff primea, zic, stop. Turcul s-a albit, a căzut pe spate. Discuția cu conducerea clubului, păi ți-ai luat la revedere. Păi mi-am luat la revedere, dar eu mă întorc la echipă, că nu mai plec. M-am întors la echipă și cred că a fost cea mai bună soluție. Astra a învins duminică Steaua scor 1-0 și reintră în cursa pentru play-off. Giurgiuvenii sunt calificați în primăvară europeană, dar și în optimile Cupei României. Astra Giurgiu și-a aflat astăzi adversara din 16-mile Europa League. Campioana României a avut noroc la tragerea la sorți. Va întâlni formația belgiană Genk în dublă manșă. Giurgiuvenii au evitat nume grele precum Tottenham, Fiorentina, Schalke, Shakhtar, Zenit, Ajax sau Lyon și pot visa la optimi. Genk, actualmente locul 9 prima ligă belgiană, a reușit să acceadă în grupe după ce a eliminat Buducnost Podgorica din Muntenegru, Cork City din Irlanda și Locomotiva Zagreb din Croația. Belgienii au câștigat totuși grupa F una echilibrată cu Athletic Bilbao, Rapid Viena și Sassuolo. De cealaltă parte, Astra a încheiat pe locul 2 în grupa E după AS Roma, dar înaintea celor de la Victoria Pilsen și Austria Viena.